Ele se vor situa între 18 și 26 de grade Celsius. Așa cum știți, dacă scanați codul QR de pe ecran, puteți să aflați prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țară. Atât deocamdată despre vreme, avem așadar una caldă, una rece, nu? Dar noi suntem foarte înțelepți, așa că le luăm cum vin. E normal. Partea bună e că se răcorește. E vară. Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele știri ale zilei. Dar rămâneți cu ProTV și să nu pierdeți de la ora 20 filmul de acțiune Cod Roșu la Casa Albă. Mâine dimineață vă întâlniți la știri cu Andreea Marinescu și Mihai Dedu de la 6 fix. Până data viitoare, numai bine! O zi cât se poate de frumoasă!